Bună seara prietenii mei selectivi, ca de fiecare dată vă mulțumesc că sunteți aici la 18 la Selectiv cu Dan Bucura. E bine, o săptămână de concediu mi-ați lipsit, prieteni dragi. Chiar mi-ați lipsit. Știți cei care urmăriți pagina de Facebook, am tot încercat să rămân aproape de voi cu live-uri, cu... Da, parcă nimic nu mai bine ca la noi acasă în studioul de la B1 TV. De asta, dacă tot o săptămână am spus pas, am zis că acum revenind în forță, să nu o dăm așa pe politică, pe emisiuni de alea grele. Mă, și gândeam, discutam cu Alex, producătorul meu, zile trecute. Bă, ce facem? Luăm un ministru, ăștia precis, acum, pe căldurile astea, nici nu fac audiență. Sunt și scorțoși, încă la început, stați să vedem, nu știu dacă vin acum, poate după 1 septembrie. Și bă, cred că și oamenii splictisiți, până la urmă, e perioada asta de concedii e căldură mare, a fost canicul asta. Așa că, cum foarte mulți dintre voi știți, am decis astăzi să facem o șuet un talk show de ăsta informal, mai și cu puțină politică, că de, așa este stă bine românului, să facă și un pic de politică și un pic de cancan, -can, cu un invitat special, cu un invitat cu an grei în televiziune, cu experiență și cu care cred că putem discuta mai bine de oră tot ce avem noi chef. Asta o să facem, prieteni dragi. E bine, nu mai lungesc vorba că ora e scurtă în televiziune cum bine știți și dacă mai scădem și pauzele de publicitate, mare lucru nu le mai rămâne să vorbim și ar fi păcat, nu? Că rar îl prind pe Florin Călinescu la noi în studio aici. Bună seara, Florin Călinescu, Bună mulțumesc seara. că v-ați făcut timp aici să Bună seara. Să înfruntați canicula. Uh, discutam înainte de a intra. Uh, nu e prima oară la noi la B1 în studio, dar mm. e prima oară la Selectiv. Ce mai face Florin Călinescu astăzi? Așa, o luăm ușor să ne încălzim. În momentul în care am decis să mă opresc din televiziune, ca să spun așa, cred că asta a fost, nu cred, asta a fost unul dintre motive. Să, să nu mai spun ce fac. Nici pe Facebook nu sunt foarte harnic sau pe alea, Din când în când sunt harnic, stau cu orele, dar nu mi se pare, nu mi s-a părut Chiar dacă colegii de la revistele respective sau emisiunile de gen de la alte televiziuni sunt foarte interesate, am spus că nu am o viață interesantă, deci mă, mă opresc. Și dacă mă întreabă cineva, spun ce mai face Florin Gănescu. Zic, astăzi, de exemplu, de dezlegare la pește, mi-am pus un pește la dezghețat când mă întorc, un alb să fie acolo în pahar. Sec, da, al sec. Întotdeauna sec, da. Întotdeauna sec. Bun. Da. Până la urmă. Mâine mai văd mai eu ceva. Ce mă sună să... o pe la 12 noaptea, fără 5 minute, zice ce faci mâine? Zic, mai sunt 5 minute până mâine. Azi. Niciodată nu am fost. Deși teatru, filmul și televiziunea sunt eminamente pe program și pe minute și ore fixe, în mine întotdeauna a zăcut un animal liber și asta a fost o contradicție care m-a măcinat. Să fiu, să fiu la program. Și mi-am dat seama că niciodată, că ai spus ceva foarte frumos, când întrerupea ProTV-ul pentru vacanța de vară, mi se întrerupeau și mie emisiile. Niciodată n-am lipsit. Nici de la teatru, nici de la filmări, nici de la televiziune. N-am avut medicale, nu mi s-a rupt nimic. N-am răcit, n-am cutare. Dar acum sunt... Ca Anthony Hopkins, mă uit pe TikTok-ul lui, pare că suntem... Pe TikTok activ, de altfel, nu chiar încând, departe. Încând, da. Adică da. am mai văzut pe acolo live-uri, discuții, bai da, cu da, cât da, un da, influencer, da, da. bai cu da. cât un manelist, cât o discuție. Nu, nu legitimez oamenii. Am avut o apetență, de când mă știu pentru chestiunea asta, că nu pot să întreb la teatru, de exemplu, în sală, bă, tu ai de liceu simt. sau cu tare sau cu ce te ocupi. Dacă omul cumpără bilet, e liber. Dacă omul are abonament la postul de televiziune sau cumpără bilet să vadă filmul, eu nu pot să-l întreb ce pregătire are sau că nu suntem... Ba da, singurul lucru care mă miră la acest, această social, media socială, ca să spun așa, pentru că nu-mi place să englezi, englezesc limba, este că deodată, nu că suntem egali, ceea ce mi s-ar părea interesant, Bă, nea florică, bă, florică, și uh, repede, n -n, repede nu suntem egali, sunt undeva deasupra, și neapărat la înjurături, la. Foarte bine, asta este situația, știi? Adică, dacă. Uh, nu sunt mulți, dar m-am întrebat întotdeauna de ce cel care are un telefon deștept în mână îl folosește doar ca să înjure, știi? Am remarcat și eu chestia asta, no, într-adevăr. Acolo pe rețele foarte rapid suntem cu bă, mă, egal. Și ei sunt deasupra, adică, băi, ce, că n-am înțeles. Deci adică, și vă deranjează chestia asta? De că Când poporul, când intră acolo, ce nu. bă, Florine, bă, nea, Florine, bă, nea. Nu, nu, nu mă deranjează deloc. Mă deranjează doar când uh, sunt anonime profilurile lor. Pentru că aici nu e corect, știi? Ca și cum joci cu computerul sau o altă formă de confruntare. Dacă tot știi pe cine uh, Măcar agresezi, Mă, mă jură-mă cu... Da, 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 deci cu... dacă poate, vrei să ne la o berărie sau uh, să te arăți și tu... De asta uh, uh, TikTok-ul mi-a plăcut, pentru că îl, îl, îl vedeam pe celălalt, știi? Dacă nu-l văd și nu are un profil cu o pisicuță sau cu o fântână... o floricică și, și el de de mamă sau, și, de și de no, tată... Nu, nu, de mamă chiar nu jură nimeni. Nu? Eu mai, am mai sunt să... așa, divagații, știi... În fine, cred că mi-am câștigat de-a lungul anilor o doză de respect, care însă dispare, pentru că așa cum spuneam eu în 90, că adepții lui Iliescu se duc la Belu, ceea ce s-a și întâmplat, da? Doar el a mai rămas așa din afara fanilor lui. Și ei mei s-or fi ducând, adică nu poți să uh, crezi că te duci cu faima și cu gloria și cu tot publicul tău. Este limpede să... Și ce ăștia mici, tinerii nu prind uh, cei, ce, de personaje am, am de Am grijă asta? față de cei tineri să uh, nu fiu ridicol, deși avertizez întotdeauna, știi, atenție, sunt un cetățean liber, sunt un histrion, sunt uh, uh, cel care a făcut satiră politică an de zile și așa sunt eu, da? Eu am rupt uh, în semnul teatrului acum 150 de ani și masca cea care plânge am aruncat-o și am zis eu mă ocup cu asta. Dacă vrea să râdă cineva, nu știu, zice unul, bă, dar ăsta care a jucat femei în travesti. De parcă am jefuit o, doi bătrâni noaptea și mai. am și legat de scam. E o dovadă simplă de în cultură pentru că până la 1700 nu numai bărbații făceau teatru, deci nu mai bărbații jucau și pe Ofelia și pe Julieta și așa mai departe ne mai vorbim că atunci, eu știu, de la uh, Eddie Murphy până la... Uh, 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 sunt foarte mulți uh, actori. Nu știu de ce, pentru român, asta e Sau ai îmbătrâni. Bă, bă, și uh, aici sunt categoria... E care Aici azi, categoria oameni de știință, știi? Bă, dacă v-ați dat seama că am îmbătrânit, e ok, știi, cum spunea Alain Delon. Eu am ajuns aici. Acum să vă dați și dumneavoastră. Problema este dacă ești idiot, sau deștept, dacă ești murdar curat, dacă ești hot sau am cinstit. Așa am parte o lume. Mă, bătrânețea, dacă e penală, sigur e molipsitoare asta o pot pune toți când... da, dar n-ajung toți la ea da, corect. de epopeia cu televiziunea până la urmă e doar o pauză sau s-a terminat e un capitol închis în felul acesta în care se face televiziune Uh, așa zis, uh, pe noi nu ne interesează, nu ne băgăm gen Pro TV sau nu știu cine. Uh, celelalte fiind plătite clar cu bani grei de la buget și știi foarte bine, că comentat și tu pe Facebook-ul tău, E cum aș putea duce eu la un post de televiziune și să sune telefonul de Ne-a că las mai ușor cu Ciolaco sau cu Orban Ludovic. Adică să înțeleg așa, bag și o bățul prin gard, că ultima trebuie, plecare trebuie a avut că... legătură și cu genul ăsta de discuții. Ne-a că... Nu, nu, nu. Eu am, am, am fost cel care s-a apucat în 95 cu ProTV de satiră politică. Adică prima întrebare când veneam era ce-a făcut președintele, ce-a făcut prim-ministru, ministrii, parlamentul și așa mai departe. Și iată că după 35 de ani... Se, se întrec în, în zbâti. Astăzi, dacă aș avea chestiunea zilei, cred că ar trebui să o fac din oră în oră. Asta este fantastic. Dacă sunt filme, seriale sau alte uh, chestiuni de genul ăsta, am citit și acum vreo două scenarii, poate să mă duc, dar nu m-a capacitat niciodată să fiu membru în juri sau uh, chestii de genul ăsta. În afară de ProTV, unde, repet, în afară de ora exactă, am făcut de toate pentru că Așa a început uh, treaba, știi? Dar nu m-am băgat uh, după aceea, m-am retras. Am făcut revelioane, emisiuni speciale, duminici, muzică populară, pentru că aveam o altă uh, dorință în cap să promovez. La mine dacă venea unul în curte la Giulești și ce nu eu cânt, ia, pac, de seara intri în emisiune. Păi am Așa cum ești intri în emisiune. Uh, simt că întotdeauna uh, culmea tinerii trebuie să aibă o șansă și să uh, acceadă imediat... Uh, în fața publicului de orice fel Făceam în platou ăla și expoziții Și de orice fel Culinare și tablouri și de costume Și de cutare-cutare Pentru că uh, uh, Oamenii cred că trebuie, trebuie ajutați Adică să fie Nu mă răsurisesc că am cochetat puțin cu ProTV-ul Puțin spre deloc că Chiar așa a fost în toată perioada aia, Adică o independență totală Nu se spunea, nu deranjea nimeni nu? În ceea ce mă privește 1000% și pentru chestia asta, încă o dată, îi mulțumesc lui Adrian. Restul nu, nu știu, pentru că eu stăteam și în altă parte, la Teatrul Giulești, ha, -am. dar da. eu deschideam, eu închideam, eu montam uh, treaba și da. așa mai departe. Deci nu mi-a spus nimeni, niciodată, adică el, că nici nu avea cum să-mi spună ceva pe stradă băi, mai ușor cu ministrul Căilor Ferate <laughs> sau cu tare. Am un citat din Florin Călinescu. Mie silă, m-am săturat de politicieni și politicianism, de fraze goale din Parlament și cu scandalurile din viața noastră politică. Bun. Ne-am săturat mulți de toate frazele astea da, goale. Da. Ne-am săturat. Și care e? Dacă ne-am săturat, ce? Ne retragem, plecăm la țară și lăsăm pe ăștia? Uh, domnule Bucura, uh, 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 vezi, noi stăm acum și discutăm de parcă uh, de discuția asta sau de noi doi depinde faptul că mă uit pe geam și văd uh, oameni în ambele sensuri că se plimbă pe calea victoriei. De parcă asta este sensul vieții lor și de parcă acum calea victoriei este cea care îți predă sănătatea, liniștea, bucuria vieții și așa în loc să te duci undeva unde e iarbă și pădure sau apă sau cutare. Libertatea de a te plimba pe calea victoriei pentru mine este zero libertatea de a te plimba într-un oraș tot timpul civilizat, luminat, păzit, încălzit, răcit și așa mai departe, ar fi o preocupare a idililor de 365 de zile. Acum, citatul acela, nu știu dacă se referea la, la o viață întreagă sau la în anume. o zi anume. Probabil de când am spus eu chestia aia, înainte de întruparea acestei coaliții pentru a doua oară, da, USL-ul ăsta nou, și cu ungurii și cu așa, USR-ul nu a păruse, da, și ce mai e pe acolo, aurul, nu? Astăzi. E, eu mă pot sătura, dar văd că ei nu se satură de noi, însă pot să spun un lucru, vină de vină pentru ceea ce se întâmplă în România de 33 de ani este societatea românească. Pentru că societatea românească comentează 300 ori 4 ani fără o zi de alegeri, tot timpul ceea ce nu-i convine. Da? Dar uh, nu se duce la vot. La vot se duc cei care pot fi târâți de partide de Guler și iată că noi asistăm la o situație... Uh, care se răsfrânge asupra noastră și zilele acestea într-un mod brutal, din cauza faptului că partidele actuale sunt votate, vorbim de 2020, dar și în 2024, de câteva milioane de români, până la 18 fără vreo 11, 12. E, dacă 3-4 milioane de oameni sunt târâte de PSD, de PNL, de mai puțin, că nu prea stau bine la țară. Probabil la aur o să reușească, dintr-o empatie simplă, populară, să scoată niște oameni din teritoriu și din diaspora. Tot ăștia sunt. Dar nu o să ajungem la 8 milioane. Deci oricum ar fi vreun 40% maxim de 50... Soarta celorlalți. Exact, ăștia decid soarta noastră și atunci Pii. tot ceea ce vorbim astăzi sunt emanația Bă, acestor voturi. Pentru capital. că vot, oamenii votează PSD, PNL, dar nu știu că ei după aceea se vor băga sub plapă să ne, ne, ne norocească. Da? Și atunci zice, eu sunt penalist. Bine, mă, și în 2024 ce faci? Păi mă duc să votez PNL-ul, că PNL-ul PNL uh, se uh, PNL sedist, Și atunci, Dar eu sunt socialist. Și îți convine să dai plapă la o parte, să o vezi pe liberală că face diverse uh, chestiuni? Da? Uh, și atunci te întrebi cine e liberal, cine e socialist. Păi și toate lucrurile astea, anomaliile astea, până la urmă, da. n-ar trebui să-i facă și pe adormiți la al 60% să se mobilizeze, să ducă la vot? Niciodată. Adică asta le explic și eu. Băi, nu, oameni nu buni, mai dacă voi îi lăsați un... pe aia 30-35% să vă decidă viitorul, iar voi 3 ani sau 4 ani rupeți Facebook în două și sunteți rezolv... exact, revoltați exact, și scrieți Nu exact. lui Bucura, lui Călinescu, ne, lui Dragi. La... Ce facem? O soluție pe care o spun de vreo 20 de ani pentru România, o legislatură, două, trei, vot obligatoriu sub SAC. Păi de, penal. dar au vreo unul din ăștia interesul să facă așa ceva, că și taie singur craca de sub picioare. Eu nu vorbesc de ăștia. Eu nu vorbesc de în ce interes au ăștia. Eu, eu vorbesc păi de, de ei ce interes aș avea eu. Da. Și asta, asta pentru că dacă ies de aici o să mă mai întrebe cineva mâine pe stradă sau pe la pădure sau știi. Frică, ce facem? Du-te la vot. Șmecheria românului puțin mai... E, umblat așa, zice, nu-i votez, dă-i da dracu. Asta e, nu-i vota. Da, iard că nu-i votez. iar că nu-i votez. Și că nu deci votez. Tine, Eu fapt. spuneam acum vreo lună de zile pe ale mele, să nu mai plătim niciun fel de taxe. Asta era următorul subiect. Deci, extenzațional, a făcut vlogul ăla viral, a fost. Lansează. Toți, bă, nu mai plătim. Nu, nu mai asta. următorul subiect. Deci, nu avem cum să nu discute de chestia asta. Zic, bă, abia aștept să-l prim pe Florin Călnescu și să-i spun așa. Mă pun în postura neplătitorului, că l-am ascultat și sunt disciplinat. Și nu plătesc un an. 100 de lei se fac 180 sau 150. Nu mai plătesc încă unul. 180 se fac 250, 300 cu penalități. Și după al treilea, al patrulea an, vreau să-mi vând și eu mașina, să zicem. Nu știu, mașina. Și mă duc la ea, la tanti. Doamne, știam nevoie de o ștampilă. Păi ai dat la stat, bă, ne-a bucurat. Hai să, să vezi acum ce... Deci eu nu mă gândeam, deci nu mă gândeam atunci decât la realitatea de acum două-trei luni. Dar acum, cu ce intenționează această monstruoasă coaliție să taxeze absolut aberant și orice uh, mediu privat, da? În timp ce România are cea mai mare cantitate monetară pentru a-și plăti bugetarii, noi alocăm 30-35%, nicio țară din Europa nu trece cu trei în față în a-și plăti bugetarii și a se împrumuta. Deci, iată, de 35 de ani, ăștia nu, nu, nu fac nimic. Și emit titluri, se împrumută pe plan extern, 100, 150, 200, nu contează, o să ajungem repede la 1000 de miliarde, fără nicio problemă. De unde scoatem asta? De la uh, oamenii care au o mașină, care au o casă. Și dar atunci ce teren? facem? Ascultăm Sunt de acord, hai să nu plătim Dar ce facem? Că ne, nu este ne iau casele ca ne iau... Tu să nu, no, nu există Deci nu există Spunea spuneai înainte să înceapă emisiunea Că ai 25 de ani de presă Eu aveam puțin mai mult la Revoluție Și am ieșit acolo Ca să dărâmăm ceva Acum, sunt în dubiu. Nu știu dacă am ieșit cu permisiunea unora, că așa sau a fost ceva. Nu da. știu dacă românul iese așa de bun. Dar asta este situația. Am zis că tot ce mi s-a întâmplat până în 89, mă mântui ieșind în zilele acelea, și la Timișoara și la București. Eu mă gândesc cu groază dacă astăzi am vorbit să ieșim 100-200-500 cum ar da aia cu apă, cu pulanele, cu toate chestiile astea noi și, și în același timp eu zic, dar atunci am ieșit și se trăgea cu o adevărate, adevărată ca să schimbăm uh, situația. Situația astăzi... În afară că te, iarăși mă uit să plimbă ăștia încolo și încoace pe, pe calea victoriei, este de un milion de ori mai uh, opresivă, uh, după părerea mea, prin toate organismele uh, acestor uh, partide care opresează cetățeanul simplu, pensionarul, salariatul, mediul privat, sănătatea, învățământul, uh, cultura, sportul și așa mai departe. Absolut tot. Uh, și mă uit la tineri și la copii care nu țin, eu când se gândesc să în stradă. Este Madame că mai este Simion care... Hai mă, Alex, dacă ai... Dă, uite, niciun minut nu durează. Hai să și dăm pasajul ăla cu, cu să nu plătim taxele, că dacă tot da, am vorbit da. de el, poate o fi scăpat. Eu să interes. fundamentez un alt concept. Nesupunerea civică. Hmm. Pur și simplu. Ce să facem? Nu mai plătim. Pentru că nu o să vii tu să... Bă, nu... Dacă nu plătești impozitul pe casă, ce-mi faci? Păi te dau judecată și iau casa. Ia, ia mea. Păi ce facem ca la 1907? Mă, vină și am casa. Pentru că eu reduc totul la, la vocea străbunicilor. Mă, dar care-i meritul tău că eu mi-am făcut o casă la tine în sat, la mine în sat, de fapt? De ce să-ți dau eu ție în fiecare an? Că am făcut-o eu cu frații, cu unchi și cu cărca. Pentru ce să-ți dau ție impozit pe casa făcută cu mâinile mele pe terenul meu? Pentru ce? Ce faci tu? Mă spunem de la gardă acolo Ce faci tu cu suta de lei? Și pentru ce, la anul de ce da, să o mărești? Da, teoria omărești? corectă, ce pentru mai... ce să-ți dau Dar dacă Mi-o ia cu japca? Să știi că și înainte de 45 Foncirea Sau pe vremea lui Ștefan cel Mare Tot cu birul era și cu Pentru că în momentul în care Gospodăria individuală A fost acaparată de către O formă sau alta de stat de aici începe început în cazul. Zicea Vodă, trebuie să mă bat cu turcii, cu tătarii. Ok, și eu de unde să plătesc? Mai ales că unii aveau și mercenari și așa mai departe. Și, așa mai departe. și atunci își puneau boierii. Niciun domnitor român a fost iubit de către popor. Pentru că boierii le luau pielea după ei ca să se prezinte la Ștefan cel Mare, la mea, evitează la el alții cu soldați. E, eu vorbesc de un concept, dacă vrei, unul este în Irlanda, l-am povestit, îl repet pe scurt, un cetățean a zis, bă, nu mai plătiți, ce facem? Nu mai plătiți, până când, până când s-o și guvernul irlandez a înțeles situația și l-a chemat pe ăsta și a zis, ce faceți? Dar acolo vorbim de o populație întreagă, da? Și a zis, nu, nu se poate, ce vreți voi nu se poate, ce vor ăștia astăzi nu se poate. Deci nu se poate, oamenii dor, Special o fac vara. E pe la mare, la mic, cu găletușe, cu tare, de o perversitate fără Tot seamă. Bine, la toamnă... Da. Lasă că Cetățeanu Ciolacu zice, bă, dacă nu trece chestia cu pensiile sociale, eu plec. Uite că sunt curios mâine dacă anunță că pleacă, că își dă demisia, pentru că această curte constituțională, o curte politică de altfel, pentru că sunt toți judecători numiți de partide, au zis, m -m 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 -m, noi ne păstrăm privilegiile. Privilegiile care m-au făcut să citesc astăzi despre o doamnă judecător care a luat șpagă dovedită situația și iese la pensie cu mii de euro, își ia și din urmă 2 mii de euro. Deci niște colegi de-ai dânsii au tergiversat, pentru că justiția română a inventat o chestie extraordinară. Uh, cum se cheamă? Uh, prescriere. prescriere. Eu, Florin Călnescu, sau dacă ai, ai fi tu, sau cineva, aș, păi, cum toate, toate se pot rezolva. Pur și simplu, anumite fapte nu se prescriu, stimați concetății. Un, un judecător care e corupt, un polițist, un serieist care face fapte de corupție, toate nu se prescrie fapta ta. Corect. Dar sunt multe anomalie. Dacă tot am intrat în justiția asta... Și vreau a doua... E corect să trimiți un judecător la 50 de ani la pensie, să-i dai voie să iasă... Păi după 45 îți vine mintea la cap. Ești mai înțelept. Nu, nu e corect. La 50 de ani tu poți să-i spui du la pensie că ai muncit Irlanda l-a chemat pe acest cetățean, deci un fel de șef de sindicat al populației, și a zis bă ce faceți? Păi uite, și atunci au negociat suportabilitatea impozitelor plătibile de către populație. Dar pentru înțelesul mai exact și mai pe larg, eu atunci mă gândisem la Mahatma Gandhi, da? care a inventat conceptul de nesupunere pașnică, dar nesupunere pașnică a întregului popor, da? eu degeaba nu plătesc. Și făceam că și pe Facebook-ul ăsta anonimii PSD-ului sau PNL-ului m-au atacat o leacă. Păi domne, și de unde să facem să dregem? Nu, eu vorbesc strict de satul unde niciodată n-am avut decât proprietate particulară, și stau în vârful muntelui și n-am nevoie de asfalt, de iluminat public, de. Pentru că minciuna și uh, deturnarea, atenției este, păi dacă nu-ți luăm taxe și impozite, din ce vrei să-ți întoarcem ție în uh, comunitate? Să-mi să, să în nici Nu să-mi ce? n ce să-mi întorci. Vorbim de o nesupunere uh, pașnică, în primul rând, uh, în care să zicem. Dacă mă sună mâine 10.000 de români, bă, ce facem? Ce pot să ne facă dacă suntem 10.000, mâine 100.000 de un milion? Nu plătim. Dar uh, voi nu știți că în toată lumea se plătesc? Ba da, dar nu ce faceți voi? Adică, uh, pentru că nemernicia asta pe care toți au învârtit-o de la guvernare din 90 încoace, doamne, toți vreți ca în Germania. Da, dar noi nu, noi nu suntem ca în Germania la uh, 500 de euro uh, venitul sau pensia. fă întâi Germania, în România neacio lacule. Și, formă, dacă mă duci la 3, 4, 5, 6, 7 mii de euro, da, da tată, pot să dau și eu o mie pe, pe lună sau nu știu ce. Dar, dar jegul ăsta moral pe care ți-l aruncă politicienii, uh, politicienii. cârnați ăștia în costume, uh, domne, dar voi toți vreți o țară ca afară. Uite, Iohannis, el știe cel mai bine cum e pe afară, da? Toată lumea cu mâna la inimă. Tot da, scrie, da, da, da. da. Cred că atunci. la portofel. Eu cred că stau cu mâna pe portofel. <laughs> mă sar și banii din ei câteodată. Stau când fiecare stau cu, cu, cu mâna pe portofelul lui sau pe lucrări de, de diplomă da, sau de plagiat. E un și... de opinie acum în rândul celor de pe margine, să zic așa, nu din partidele mari, care spun, domne, implicați-vă. Faceți politică și voi, intrați în partide noi. Construiți, aveți un cuvânt Florin Călescu s-a implicat la un moment dat în politica da, Dar da, a avut da. Partidul Verde Da, eu sunt, sunt în continuare verde Pentru că, uh, uite, astăzi iarăși citeam ceva Pe care îl discutam acum vreo 10 ani Des, De ce, o, deci, incredibil Cum încep să se îndeasă subiectele pe care Dacă le intuiești la început și pe urmă le prevezi zici, pă, când nu o să mai putea, atunci o să vedeți. Dar, din păcate, românul se duce la doctor când e în faza 4 la cancer, da? El nu se duce civilizat de două ori pe an să-l caute la țâțe, la nu știu ce, la fund, la colon sau... Se duce în când deja nu se mai poate. Spuneam acum 10 ani, de exemplu, și astăzi văd că nu știu care profesor din România zice de ce nu se mai poate sta în oraș uh, vara. Pentru că băieții cu care se ocupă cu chestia asta spuneau acum vreo 10-20 de ani Atât asfalt și beton, dacă acumulează 40, 50, 60 de grade în timpul zilei, nu se mai răcește noaptea. Și atunci apare că nu, nu pare, noaptea e mai dogoare decât în timpul zilei, pentru că iese din asfalt. Eu când eram copil, mergeam cu stropitorilor erau țâșnitori, erau, mergeai de sculți, asfaltul se răcea, nu era atâta beton și atât de cărămidă și de zică. Orașul nu se mai răcește. Și atunci de aici vine stresul, vine depresia, vin niște chestii care te costă astăzi foarte da, da. mult, pentru că și TikTok-ul este plin și Facebook-ul de specialiști de la ei din sufragerie, știi? Păi da, da, apropo de asta, acum băg și eu bățu de gard, de orașele mari mai băgat sunt, tot bloc, totul. sunt bag mai multe. Asta am avut o, am o, 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 o aici. În orașele mari, Tokyo e plin de betoane. Parisul are și el, cât e cu frumusețe lui, vezi și acolo betoane. Milano are și el la betoane. Evoluția, asta e progresul da, tehnic. Da, nu putem bucură. să trăim noi. Dar da, noi vorbim de... Uh, 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 Sepsis sau de faro care câștigă un camionat în România și pe urmă și rup gâtul cu... Eu nu, pe mine nu mă interesează partea asta a exemplului, New york cu paris cu Milano, ca orașe civilizate sau avansate. Pe mine mă interesează dacă ai fost în Italia sau în Franța, câtă lume trăiește la țară. Mă uit la Așa colegii, e, la colegii în oraș, mei vedete de la Hollywood cu Oscar-uri, bă, toți stau la fermă. Se duc și filmează, se duc la Oscaruri și îi vezi pe toți în câte o fermă, cu cai, cu porumb, cu uh, semănă. Deci nu, nu să nu credem că toată lumea trăiește la tog, adică suntem o miliarde. Ți se pare că în Africa vorbim de Milano sau de... Paris? Deci oamenii trăiesc de sculți, slavă Domnului, 6-7 milioane de... 6-7 miliarde. Trăiesc în mediul natural, America de Sud și Africa, da? Noi vorbim de Paris, eu locuiesc la Paris, nu m-am mutat afară din București, unde iarba. de ce oare n-a prins chestia asta cu verdele în România? Că nici măcar partidul verde n-a trecut niciodată de un prag Nu a trecut, nu a trecut pentru că C sunt, sunt dezbinate. Început... Nu, nu, sunt, am încercat să explic. O să încerc să mai explic. Lucrurile sunt atent dirijate de către entitățile care sunt explicate de Mareșalul Roc de la SRI, cum ne face el viața și cum ne ascultă și ne direcționează și așa mai departe. În momentul în care l am intrat în Partidul Verde, am devenit brusc un mare pericol. Și ține minte această zi, dacă din nou... Mie... Uh, afișez dorința de a începe din nou, o să vezi că nici tu nu, mai, nu mai. Deci nu mă mai inviți. Brusc, nu o să mă mai inviți. Asta, asta chiar o să de fragmentul ăsta, fiindcă nu o să fie așa. Evident. Da, evident. Uh, oamenii, oamenii oamenii, pe care uh, am încercat să îi înțeleg, erau uh, o parte din ei, dar acea parte care a ținut uh, activitatea în loc. Eu am ieșit pe locul 4 la București, fără să trag milioanele lui Firea, lui Nicușor Dan sau ale lui Băsescu, cu satisfacția că am ieșit înaintea lui Ponta și al lui Tăricianu, PMP și alte. S-au infiltrat băieții, repede de tot, prin organizații, repede de tot au început Zavera și așa mai departe. Nu putem vorbi de o viață politică serioasă dacă nu... Uită-te la AUR, la câțiva care au plecat din partid, uită-te la USR, la unii care au plecat din partid, care deodată spun, ce, cum adică să plătesc cotizație? Păi stai meu, frate, așa ne înțelegem la început și tu te duci la Bruxelles, o sau nu știu ce senator, deputat în Parlament. Așa pățit și de acolo nu e normal ca la salariul tot de parlamentar să dai un milion pe lună. Deodată, oamenii nu mai uh, sunt uh, acolo pe listele cu tare și cu Nu vor să mai dea nici măcar uh, acei tot 5 lei. lei sau 100 de lei. Ori un partid, uh, ăștia acum n-au treabă că și-au votat subvenția din buzunarele noastre să treci. Nu vor mai putea fi ajunși di, din urmă. Soluția în România pentru o mișcare verde este unificarea Partidului Ecologist Român cu Partidul Verde și atunci ar putea să înceapă un drum ascendent. Plus o istorie nu prea îndepărtată în care s-a aliat cu PSD-ul și așa mai departe și așa mai departe. Da. Știu că erau la un moment dat niște băieți în București, înainte de erau în localele și niște, fete, da, și niște fete, care făceau o analiză ce ar fi dacă l-am băgat pe Florin Călinescu în politica mare candidat. Nu știu, un soi de ceva. Un au fost niște băieți în anul 2000 care de, nu? au zis chiar poate fi președintele României. Eh, deci am auzit bine. Eram dar nu, sunt, doc eh, sunt documente. Acum mă, s eliberat intrezi. puțin, măcar la București s-a eliberat puțin uh, spectru. Pă fire au faultat-o, s-a retras sau ce-o fi făcut, mai e loc. Nu... Să candidezi la primăria Bucureștiului? Zic, încă o dată, nu dar cu un partid serios în spate. Nu Nu mai poți... Uh, deci, uh, Ați -a dori, dori să fi primarul unei localități în România? Este foarte uh, riscant. Eu nu mai am atâta viață înainte încât să încep cu gropile, cu asfaltul, cu iluminatul și așa mai departe. Singura, singura posibilitate, cu adevărat, este ar fi uh, președinția României, dar uh, independent sau ce să fac? Cum, cum să mă duc? Poate mă propune Simion, eu știu. De. Și eu m-am dus independent la o primărie și, paradoxal, tot locul 4 l-am luat la sectorul 1, tot bătând și pe ponta și pe... Asta. Dar așa era. Se pare că numai până la un anumit nivel poți să mergi singur. Dar, apropo de firea, dacă tot am invocat-o, povestea asta cu azilul groazei, cum uh, s-a uh, Nu pot să-mi să explic uh, cum uh, autoritățile statului fie administrație locală, fie centrală, nu știau de această poveste, da? Eu nu pot să... Eu nu... N-am găsit ca pseudo-jurnalist o legătură directă cu persoana Gabriela Firea, nici măcar cu Pandele minciunelele cu godei ăla, că nu-l cunosc, că și acolo poate să fie o chestiune. Dar eu dacă îmi fac un restaurant, dragă domnule Bucura, în secunda, doi vin toate alea. De la primăria de sector, de la primăria capitale, de la sănătate, veterinare, de la protecția toți vin acolo. Mă, când îți faci un cămin de bătrâni sau de copii, nu trebuie să vină toți acolo? E simplu de tot. Dacă organismele astea ale administrației locale și alte uh, entități, ce vrei să-ți faci? A am fost în Anglia, am văzut acolo cum sunt poveștile astea, lucrează niște români, toate sunt ținute de arab, de cutare. Măi, frate, dar la 3-4 mii de lire sterline, uh, mai repede intri la NASA, la Cape Canaveral, vreau să spun. Deci, acolo nu-și permite nimeni să. deci, deci nu-și permite nimeni acele imagini de coșmar cu fecale, cu vomă, cu boli, cu... Așa ceva nu există. Dar ce să faci mai repede? Îi dai în judecată, o să se prescrie și aceste fapte, pentru că asta este cea mai bolnavă latură a justiției în România, pe care au descoperit-o acești speciali. Tergiversarea proceselor până se prescriu. Eu nu vorbesc acum de cazul Ursu, da? Uh, uh, poate să zic că unii ce mă interesează, nu știu ce a fost, saluturile. Păi, da, pur și simplu să spui nu se ajută. Deci este incredibil, da? Uh, până la fapta asta de ieri, în care uh, o persoană pleacă acasă din cauza prescripției, cu o pensie de 4.000 de euro pe lună, cu recuperarea 200.000 de euro și cu toate drepturile, fiind o persoană vinovată, băgată în cercetare pe corupție dovedită. Dar s-a prescris fapta. O să vină toți acasă. Noi stă de Despre care justiție? Despre care stat vorbim? Care nu poate să aducă acasă decât selectiv pe unii. De asta îmi scot pălăria în fața lui mazăre. Bă, omul a, a venit și s-a dus și s-a cazat la pușcărie. A alții se plimbă prin Londra, prin Italia, prin Grecia, prin Belgrad. Dar e? nici mazăre ne-a dat bani înapoi. Sau nu, toți, tot ce puteau să se recupereze? Spuneam a în, acest, în, a în acest amănunt. E, la, da. e jos. Da, e o diferență. E un pas. De aici începe. Repet, soluția este să, să se facă o listă clară de fapte care nu se prescriu niciodată. Mă, toate televiziunile acum gem de un mesaj. Sexul cu un minor sub 16 ani, e nu știu cum, și dacă diferența e mai mare de 5 ani, este și penal. Du-te în comunitatea Romă și vezi cum rezolvi povestea asta. Oameni buni, cred că invitatul meu de astăzi înțelege cel mai bine momentul ăsta. Știu că unora nu o să vă convine, dar e foarte, foarte scurtă pauza da, de publicitate poate și, și da. ce-i face cu dacă ofișia da. să fie primit repede de tot și ne întoarcem. Să vă spun că mi-a oprit microfonul cu tare și, și cu tare și cu, și cu tare. Doamne, doamne. Bune. Așa am ținut o dată pauza publicitară ca să înțelegeți. Deci ce organizare, ce alea. Foarte bine că ai dat așa drumul, Alexandru. E Florin Călinescu, cu fraților. N-ai ce să faci? Am uh, depănat, intir adică cum era. Budescu. Pe Sunt Budescu de la Petrol, <laughs> acum afară. Ce da, spune are dreptate, cum era pe vremuri, cum e acum, lucrurile evoluează. Asta e. Acum nu evoluează. evoluează. Nu evoluează. E altă, e altă situație. Adică uh, noi am început televiziunea într-o libertate deplină, pentru că nimeni nu știa atunci cum e și uh, se supărau. Și atunci politicieni într-un fel, eu n-am aflat niciodată. Niciodată, niciodată. Calitatea... Ca, zoom, gândește că ești un mare cântăresc de operă și faci baie sub o cascadă. Și vine unul și zice, ia uite l pe Pavarotti, poți să ne cânti cea? Adică faci mișto de mine? Sub cascada asta ce să scând? Traviata sau reguleto? Ca să zic așa, știi? Deci... Eu mă, energia o am, aș face în continuare lucrurile astea. Dar ce, și nu mai Ce? sunt scenele ca pe vremuri sau. Nu, nu neapărat uh, uh, sentimentul că uh, pot să fac lucrurile astea de capul meu pe pe eu pregătesc pregătesc mai vreau să fac un film, îl scriu acum în primul rând. Da? Adică a, slavă domnului că am unde să învărs energia și crea, creativitatea. În televiziune nu, pentru că repet, toate televiziunile Știm foarte bine, în afară de ProTV, care spune noi suntem echidistanți, nu ne băgăm. Restul, TVR uh, și așa mai departe, până la ultimele, sunt angajate în, uh, în plăți de la partide. Zeci de milioane. Și atunci, acum, eu înțeleg chestia asta. Vin la o televiziune X și o să zic, băi, ce la să mă sune, băi, dar noi am luat două milioane de la uh, partidul ăla, cum te dai tu la ciolacul? Te da, dai cred la... că e un pic și problema publicului. Hai să fim sinceri. Eu trăiesc chestia asta pe rețelele de socializare unde n-am mogul, n-am pe nimeni, zic ce vreau, ce am chef. Dacă zic de PNL, sunt plătit de USR. Normal, normal. Dacă în jurul usr sunt arușoșoacă sau al normal, normal, Dacă le zic și de aia, a, ești pe liste... Am văzut chiar înainte să vin, mi-a zis unul, bă, vezi că pe Bucura a dat anunț că vii tu, nici nu m gândit să dau anunț, da? Și mi-a plăcut unul care zice, ok, bravo, să vedem ceva interesant. Bă, era unul acolo, tip top, mini top, zice, nu-i mai ajung bani, are nevoie de bani. Adică, cum stă unul la el pe fotoliu de răchită acolo exact. și zice, se duce la B1, că îi dă B1, trec. Da, da, da. Adică. Da. Eu, eu, da, domnul București, veniți gratis, la noi la emisiune, uh, da, Florin 1000 Căline. de euro, da, da. 100 de lei, ce, ce, cum, în viața mea am luat uh, Deci cumva și publicul asta vrea, e nișat și el vrea doar să audă că un Florin Călinescu, un Dan București, îi spun ideile lui, alea pe care el le are, clar, de Nu, definite. eu am venit pentru că nu știu ce odată mai ai mai invitat sau nu știu ce, n-am... N-am avut stare sau ceva și nu știu ce, ai zis că-s cu pe sus sau chestii de genul ăsta, știi, ceva, ceva ai zis tu despre mine dar, Așa un pic Dar, dar n-am chestiile astea, ține, ține și de starea mea, dacă mi se întâmplă ceva sau am o problemă. adică știi, nu, nu sunt genul să vin și să zic, vin dar știam am un necaz, păi nu vin Înțelegi? Niciodată n-am cerut banii, niciodată n-am cerut uh, uh, banii pe care eu i-am luat din ProTV, au fost o parte din profitul pe care l-am adus. Ceea ce mi se pare perfect. Pe mine nu m-a plătit nimeni să zic că uh, îți dau atâta. Am auzit că sunt... Dar n-au încercat, mă, dar ok, că nu i-a cerut, înțeleg. Dar n-a venit unul, bă, ne -a Au încercat, cerut, eu, au încercat, cât mă costă să și facem aici. o emisiune mai amabilă. Zic, uh, cât ați oferit? Păi, o mie de euro. Cum se, de dolari era sau de mari. Cum se scrie? Haide, mă, ne aflări, că zic că e pe aia zic, asta, asta văd eu aici, că asta, 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 plătește cu tare și cu tare, ca să nu le dau numele în calupurile publicitare. Și eu aveam un contract cu protv la început, în care spuneam, atâta din publicitatea, mi-am vândut singur publicitatea primii 5 ani, da? Bun. Până când au zis americanii, americanii, ei cam mult. Ai iau cam mult din ce aduc? vindeți Vindeți o voi atunci și cu asta basta. Da. Mă refeream, uh, uh, ca să, să fie foarte clar, pentru că există soluții pentru toate, Uh, uh, așa cum văd că Simion a început să spună vreau să văd, vreau să nu, el zice 58%, bă, vreau să ia 88% ca să văd dacă pune în practică ce zice. De exemplu, 15 ministere și toate în casa poporului. Îmi place ideea. Adică nu mi se pare o inepție, nu? Nici de la Putin. De ce dai din cap? Da, nu, e. Păi cum? E ministere care își dau sute de mii de milioane de euro ca să nu-i găsești, să nu te lase să intri pe acolo. Ce vreau să, să spun însă? Mahatma Gandhi, în momentul în care ai avea un popor ca sârbii, ca nu știu ce, sârbii zic eu, croații, ungurii sunt ușor de dominat, vezi cazul Victor Orban. Bă, frate, nu poți să vorbești acolo uh, cu populația aia care uh, dacă nu înțelege repede de tot. Dar nici nu-și pune problema vocii cealaltă sau cum îl cheamă să zică ceva care să nu-i placă sârbului sau ăla din Croația. Nici nu se pune problema. Și atunci ce vreau să spun cu chestia asta? Vi explici poporului ce înseamnă o nesupunere non-violentă să începem cu o zi. Stimați români, stimați compatrioți, stimați că haide mâine să nu ne ducem niciunul la servici. Mă, dacă X milioane, în afară de spitale, să nu zic așa, dar uh, atunci s-ar simți. Ori nesimțirea acestor uh, guvernanți uh, trebuia de de, de depistată din momentul în care s-au aliat ca să facă prăpăd pentru că nu au soluții, nu au creativitate, nu-și iubesc poporul, da? nu sunt dispuși să facă nicio concesie. Păi câte kilograme de oameni de la Cânair să doar la Ministerul Transportului, eu, eu îi arestam pe toți. Adică împotriva poporului tău să nu faci să circule mai repede și cu tare. Și am văzut ieri imagini de la autostradă din China, Peking, restul lumii, 28 de astea pe sens. Păi, dacă toate astea sunt împânzite de veri, de amante, de. și atunci le trebuie. Cu cine le trebuie să bani faci? să le plătim salariile? Știi că Facebook-ul l-am cazat destul de gros pe că drag hm. Și mă uit acum la el cu drag. Cum îmi spunea el mie de produse românești neotrăvite și să, 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 sprijinim. Să puteam. Numai că niciodată n-am depistat la el că și credea. Mamă, și când aveți el cu șorțulețul ăla lui pe care Fia, bucătăria lui Dragnea sus și aici, ca să fie clar, bucătăria lui Dragnea, și a început cu niște păstăi și cu de vină mă și spune cum ai făcut chestia asta. A venit ce o lăcuț și a zis să cutare și azi apare într-o zi șapte bani la nu știu cine lanț de asta de magazine. Adică într o economie de piață, tu să vii și să spui ieftiniți produsele. Nu, asta este soluția că zrâde în în orice lanț de magazine de afară, pe care tu nu l speri nici măcar cu un miau de pisică. Te pup Livulică înțelegi? Nu l speri, or dacă tu nu l speri de 33 de ani cum să zică ăla, da, nu, fă cu adevărat o piață în România concurențială și românul să poată să-și vândă pătrunjelul românesc la ce preț crede el și așa mai departe. Dar despre ce vorbim aici? Acum mă uit la, la, la aceste taxe și impozite când dacă statul român trata corect numai problema Petromului, da? Concesiunea uh, petrolului și acum povestea cu gazele din Marea Neagră, noi nu aveam nevoie de nicio pomană din uh, asta și nu simțeam nicio taxă și dacă făcea, în continuare pe îmi rămânea de stat. Dacă în continuare uh, 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 cineva ar lua în serios faptul că România s-ar descurca cu porțile de fier și cu Cernavodă la uh, curent, și cu uh, uh, gazul din Transilvania la alimentarea uh, necesarului de gaz. Numai aceste două nevoi ale populației, dacă le-ai tratat corect și -ai spune bă, gata. Dar tu citești că singura grijă a președinte, președintelui de la Transgaz era să-și dea el nu știu câte sute și milioane și așa de. Deci dacă statul român, dacă ar fi aici un Victor Orban și ar zice bă, știți ceva, următorii 10 ani tot gazul e gratis către populație. Voi aveți nevoi, noi avem idei, din păcate n are cine le pune în practică. Oameni buni, ultimul, da ultimul calup de publicitate și după aia ață, a să rămânem. Cât mă costă, cu... mă, că cumpăr eu. Hai că, a, cumpăr. că cumpără Florin 800 de euro. Alex, bagă-l repede că ne întoarcem în forță, te rog.